Vrei să-ți cumperi un joc, dar nu vrei să cheltui toată alocația? Intră acum pe eneba.com pentru cele mai ieftine jocuri și folosește codul sălbaticul pentru 3% reducere. Au, salutare frumoșilor, bine v-am regăsit la un nou episod din reacții de TikTok alături de Bercică, omul reacțiilor pe orice, de fapt, nu doar pe TikTok, pentru că facem reacții cu prietenul meu Bercică peste tot. Este acolo, face pe blocatul, amice... Știi că-ți fac căștile așa, vrâv, vrâv, mereu te dau de gol, amice. N-ai cum, amice, n-ai cum. De minune acum. De minune, așa, da? Aoleu, săracu Bercicu. Haide, băieții, să vedem, să-i dăm cu bătaia. Acolo pare că ar fi lucruri de la Bercică. Ba, amice, eu mor cum vorbeai tu. Domnule Flot. Life is a dick. Glume din alea bune de ale lui. Urâf acela, da? Ăsta e la bun. Uite, mă, o sucă, a fost pe el. Ești maker ăsta? Ei, e bună rău aia. Ia, o să amice. Help, step, amice, ai usta. Gata, amice, hai. E bună rău asta. Help, step, amice. Bă, jocuri de oameni, ia. Help, step, amice. Gata, amice, hai. Help, step, amice. Aoleo. Au. Nu mai gata. Bergea polaru, nu, asta e a lui Bergica, nu, nu vreau să... Nu, ia, dă-o așa, dă-o puțin. O vrei și tu, amice, așa? Ia, amice. Ia, auzi. Bergea polaru României, na. Dă-l, dă-l și tu, pe mai tare. Hâți! Păi de ce, amice, să-mi iau din alea? Ia auzi. Nu ție, mă. Îmi iau copyright-uri, amice, îmi iau toate nebunile. Asta da, asta ce bulan a avut. Bine, a calculat-o el, na. De el... unde el în meciul ăsta câte faze am văzut? În mintea lui a calculat el ceva acolo, dar da. Na. Bă, păi normal. Mafia grașilor. Ia! Frumos? Frumos cam driftul. Ia să vedem, domnule, ce mai este pe aici. Măi, eu nu știu ce, mă, ce-i cu asta? Cine e asta? S-a luat de noi, că nici nu știu, amice. Mă, cine e ea? Nu știu, amice, păi dar... Că o să cazi, nu știu ce, că trage creaca de sub picioare, dar gen, ce? Amice, ăsta bordel. Râs grăsăr. Ia uite-le. Nimic, era grăsăr, da, mă. Da, uite grăsăr era. Amice, pe asta o știi? Dă-o mai tare când aud. Ia stai. Care ajunge ultimul jos, mă, să-i curvă. Faza. E, păi nu pica, sunt doi picat iar. Ia uite-l pe amicu, ia uite-l pe amicu. Iartă-mă, mami! Bagi jocul de oameni, mă. Pe bune. Aoleu. Dar pe asta o știi, amice? Ia mă, unde o fi anticapatul ăsta? Cu lecturicul. Mă, ajunsă-și pe la ciuperci, amice? Dă-ne și nouă. Când te căutam atunci de n-ai furat calul. Amice, amice, eu am impresia că fratele ăsta merge cu capul telefon. Ia, fii atent. Păi de ce, mă? Păi te căutam pe tine. Bă, te-ești prost de aici lângă mine. Adică fatul mergea de jumătate de oră pe lângă ăsta. Eu sunt lângă Sebi. Ia, că sunt eu. Da. Ia, când vrei să vrei GTA, dar ai niște prieteni. A. Și acum fac ori asta în fața voastră. Cine o fel? Bă, da, cât bulan am avut. Eu săream atunci, dacă nu știi, dar am dat în tine. Bă, mea e cea mai lungă. Am mai avut toată discuția asta. E mai lată, dar nu mai lungă. Și lată că e mai, că e modificată, că așa n-ar fi. Păi nu cum trebuie. Dar mai lungă nu e. De ce să ne știi diversificat? Mai lungă e cea mea cu încă și pe amice. Păi ia, fii atent. Amice, tu nici nu ai mașină, mâncă. Păi dar ce bă? A, de mașini vorbeam. Te joci? Bă, amice, stai puțin, stai puțin, că mi-a să-i aminte. Bă, amice, lasă-și tu piciorul ăla jos. Nu, că mă mănâncă rău, mă scapine aici, de mă pe mușcă unde să-i, așa. Bă, amice, îl știi pe, am văzut pe TikTok, deci am rămas prost, am râs cu lacrimi. Îl știi pe micul gigant? Știi că s-a de la problemă, așa, și îl întreabă unul la Q&A. Ai avut vreodată vreo relație cu vreo femeie? Da, el se întoarce la cum e. Da, fiule! Da, fiule! Bă, deci ce i-a zis-o? Da, ci că da, fiule! Bă! Pe aia parcă am văzut-o. Vai de mine!
Era să tot mergi. Era să apară, nu știu ce e asta. Ia. Oh. Bă, nu știu ce ar trebui să fie. Din câteodată se auzit de bine, asta e probabil, na. Da, e așa, ceva, că suntem noi, trei. Casa de piatră la Lecturicu. Păi, amice, sunt melodii, bă, și sunt, majoritatea n-au nicio treabă, gen, ne arată decât pe noi că am fost la Lecturicu. O nouă trupă de rapper, ia! Amice, hai la alea acolo să vedem ce vă... Stai, amice, stai, lasă-l în pace. Și acum, stai bă, hai, noi facem așa. Da, n-aș fac. Du! Săraci de noi, amici. Du! Bergea, dacă nu crezi nimic, ei trei. Soarele și luna de pe cer, toate ți le-aș da în dar, dar te iubesc atât de mult, prin geama în fund. Bă, asta rămâne istorie, ești frăzut, n-ai ce să-i faci. De ce nu te joci cu copiii vecinului? Mai. Copiii vecinului. Aoleu! Uu! Copiii vecinului, să știi că... Copiii vecinului, da. Aoleu! Asta cu amicul iar la fel a fost bună rău. Care ea? Asta amice, cum a intrat-o? Ia. Ia o... Nu puteți cumpăra aceste chimicale. Dar sunt pentru amicul meu. Ai zis cumva amic? O, vreți în semiu? Bă, e bună rău de tot, bă. Asta care a gândit-o, a gândit-o bine. Ia, amice, da. Na, amice. Bă, am văzut-o, du-te dracu. Prieten. Bă, da, și pe... Am picat și bine, știi? Aoleu. L-a furat de cauciuc. A venit o gagică. Ie. Yeah. Prin bușteanul opărit a venit o gagică și mi-a zis, Bercea, vreau să fiu cu tine. Ce de ce? Ce e cu rimele astea, amici? Deja, stai fix, ascultăm. Prin bușteanul opărit a venit o gagică și mi-a zis, Bercea, vreau să fiu cu tine. Ce de tare, e rușine. Amici, vino cu frumoasa mea. Bă, dai, bă, dai, bă. Ce de tare. Bă, de rușine. Aoleu. Deci, bă, leșin, bă. Yeah. Problemele lui pot fi rezolvate doar cu un pistol. Ce-i mai fi făcut aici? Șale tale cu un prezervativ. Maaa! Acum e prea târziu. A avut o singură șansă. Ce nenorocit suntem și noi, amice, câteodată. Uneori ești cam nenorocit, amice. Cam nenorocit, sălbaticul și autostrada. Ca sălbaticul pe autostrada, nu puteam să dor de el. A, da? Așa dorea sălbaticul în frână. Dacă stărea unul în față și era la 200 de metri, dorea frână până ajungea la aceeași viteză cu el și după aia începea să-l accelereze. Da, bă, da, frână... da, bă, no, da, dar eu din somn. Și începe explicația. Ce era în inima mea când simțeam asta, eu din somn, nu? Păi da, țar stă bine, că... Păi da, țar stă bine, că... Cu coșciug! Bă, adevărul e că, amice, l-ai văzut pe ăla că mereu lasă cam până în curul ălora. Pe autostradă, mă, casă! Nu-ți permiți, nu-ți permiți, băieți, pe autostradă. Pe prezentarea frații Obreți. De ce ești auat? Ce? Bă, Bercea, când pică brațul de microfon, au! Ăla, când are el ceva de zis, numai el vorbește! Mie-n căzut. Bă, dar chiar că ce fail-uri din ăștia șmechere. Cum reușiți să dobori un dulap? Deschiți-ai toate sertoanele, om, da? Bă. Pe bune, da, prezentarea chiar familiei Obreț, amice. Ia! Eu nu mai am de-a face cu droguri. Bă, n-ai văzut, bă. E prăjit, om, e prăjit rău. Aoleu. Asta new hit, da, l-am mai ascultat. Ia. Bună ziua, ce transportați? Niște chimicale pentru a... Da, nu e la fel de bună ca aia, da. Da, tot. Ia, mie plac niște chimicale pentru amicul meu. Ia, da. Ia uite cu chimicale ăștia de bună. Ai spus cumva?
chimicale, stai așa că eu nu văd, citește și, și ai mie. Spus cumva chimicalele poți pleca, chimicalele înseamnă viață, bine, e, da. E, da. Bune, oricum ăștia că... Cu bazelor, eu, dar unde... Bă, eu nu înțeleg ce caută ăștia aici, că nu sunt de la noi. Nu știu, am tot văzut. Da. Să-i dea așa fac. Aoleo, pe asta o știm. Hai, mai vreau una bună, mă. Da, mai vreau una bună, dacă Picasso ar fi fost YouTuber. Ia. Aoleo. Aude-l pe Picasso. A! Faza! A, nu te cred că mă creau. Atenție, amice. Câine ciobănesc. Unui nu fumai banditul. Am. Am. Aoleo. Stai așa. Câine. A, tot fu. Unii lupul mai banditul. Să pun mai puțin. Să deschizi ăsta. Candela de curățat de cartofi. Să pun. Să pun. Mai puțin. Băi, zic, cam asta o să fie. Hai că pupă de și asta. Cam asta o să fie cu episodul. Bă, mereu, bă, bă, plac astea de pe TikTok, frate, pentru că noi în timp ce le filmăm, nu stăm, sincer, mereu, mamă, ce-mi transpira ochelarii. Nu stăm, adică suntem atenți și la ce spunem și așa. Nu, amici, a început outro-ul. Și da, nu ne dăm seama mereu de ele, dar sunt chiar, chiar interesante. Cam asta o să fie, sper că v-a plăcut episodul, vă pupăm, pa, pa!